Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Panorama. Este marți, ora 19 și împreună cu al meu coleg Alex Nistor, pe care și-l salut. Bună seara, Alex! Bună seara! Vă vom ține la curent cu cele mai importante evenimente de la începutul acestei săptămâni și săptămâna trecută, bineînțeles. Da, Alex, uite că am intrat repede într-o discuție. Discutam, să știți, cu totul altceva înainte de... Noi mai puteam să mai povestim o grămadă, numai că intra emisiunea peste noi. Da. Era un subiect interesant, cum se mai fac cărțile în, zona licențelor TV și radio, dar nu vă interesează pe noastră cu siguranță și oricum nu avem timp și nu ne-am propus să discutăm despre aceste lucruri. Însă, să și noi nu vrem să supărăm Consiliul Național al Audiovizualului, oricum, Doamne ferește. Așa este, pentru că dacă li se pune pata unora, s-ar putea să, ce să-ți facă, să te plimbe pe aici pe acolo, să zic că, bă, dar ce ai spus aia și ce ai spus cealaltă. Să ia pielea de pe tobă. Cert asta este că există, Alex, și asta voiam să zic, că uite, există interese majore în a deține licențe radio TV și știm foarte bine că mogulii de presă au apărut după 90, da? Iar mogulii de presă nu au apărut așa de dragul presei și de dragul libertății presei și de dragul informării cetățeanului. Mogulii de presă au apărut ca să manipuleze, bineînțeles, pe jurnaliști, iar prin intermediul acestora să vă manipuleze pe dumneavoastră, stimați telespectatori. Pentru că manipulându-vă, ei pot obține diverse avantaje. În primul rând, politice, că despre asta discutăm, și să vă mintă în diverse chestiuni. De exemplu, da, un exemplu, să ne spună la un moment dat că podul de la Luzca a picat pentru că a fost lună plină sau știu eu, nu știu ce lună. Asta ca fapt divers, nu văd că a fost efectiv o glumă. Da, Alex, multe lucruri s-au întâmplat. Mă bucur că le-am ratat, fiind în concediu, dar bine ai venit din concediu. Chiar mă bucur că le-am ratat, nu de alta, dar îmi aduc aminte și acum ultima noastră întâlnire în care eram, bă, plin de nervi eram. Nu știu cât se vedea în emisiune, dar eram plin de nervi. Acumulasem atâtea lucruri de-a lungul timpului, atâtea frustrări. Mă gândeam la câte mizerii se întâmplă în jurul nostru. Și după astea două săptămâni de relativă liniște, că e mult spus liniște, am ajuns la concluzia că, uite, băi, în sfârșit pot și eu așa să stau cu capul limpede și cu chelia netedă și să nu mă mai gândesc la ce s-a mai întâmplat în astea două săptămâni, că, uite, s-a gândit Daniel alături de Alexandra, să vă fie de bine. Nu pot să spun că mi-a fost dor de emisiunile astea, de altfel ieri am și lipsit de la emisiune în mod absolut deliberat, am zis că nu am de gând să încep de lunea. Vreau să mai stau așa un pic liniștit și desigur, deci să nu mai spună lumea, uite, bă, în cungică contra, iar așa a apărut pe la televizor. Da, e mai bine așa, știi ce liniște și plăcere e pentru mine? Nici nu-ți poți imagina. Plus că mă gândesc că, uite, noi astăzi avem, vezi, Doamne, subiecte tari în această emisiune, povestim despre lucruri grele și oamenii zic, lasă, bă, că noi am trecut prin lucruri mai grave de atâta de-a lungul timpului. Bunicii noștri s-au confruntat cu nu știu ce. Lasă că ne ajută bunul Dumnezeu. Foamea din 47. Da, cum? Cotul Domnului. Și noi stăm și ne chinuim aici, că uite, băi, vezi că lucrurile se agravează, vezi că e nasol, vezi că se face și mai nasol, vezi că o treime din salariul tău a dispărut peste noapte, că dacă stai 6 ca și puterea de cumpărare, ca și puterea leului, cumpărare, cum exact. Da. O treime cel puțin, nici nu intră în discuție. E mai mult de o treime, dar depinde. Acum vara e cam o treime, știi? Dar la pe timp de iarnă fie... te doare sufletul. Și mă gândesc așa că, uite, în timp ce aia din Sri Lanka, spre exemplu, au sărit... Fac baie în piscina președintelui, da? Da, da, da. Ai noștri nici măcar nu se întreabă unde are Iohannis alea 6 case. Se duc măcar la una dintre ele. Adică noi suntem așa, liniștiți. Una dintre ele, să știi că este în centru, Alex. Eu am fost acolo de fiecare dată când merg la Sibiu. Și te minunezi. Nu, urmăresc cumva subiectul la distanță. Uite că fac această destăinuire, pentru că nu este finalizată toată povestea acolo. Au fost niște anchete penale clasate, dar mai sunt niște dosare în paralel, niște dosare care au fost, procese care au fost rămutate. Unul cred că e pe la tribunalul Hunedoara, dacă nu mă înșel. E o coscărie acolo, de-a lui Iohannis, președintele nostru, dar la câte coscării au făcut ai noștri politicieni, nu ne mai miră nimic. Cert este că una dintre casele pe care ele au obținut cum le-au obținut, a folosit-o pentru a face niște bani închiriind-o unii bănci și vorba de bani foarte mulți, deci nu bani deloc puțini și de acolo s-a dezvoltat el imobiliar și a cumpărat mai multe case prin Sibiu. Dar anchetele penale, cum spuneam, au fost închise, clasate, au mai rămas niște lucruri de rezolvat prin civil. Eu am citit și chiar vă recomand și noastră că sunteți curioși, să spun așa, vă recomand să răsfoiți site-ul Rise Project pentru că veți găsi o anchetă super adevărată și cu niște informații extraordinar de bune
și niște lucruri prezentate corect, zic eu, echidistant, care vă vor lămuri în ceea ce privește această problemă pe care noi o știm, Iohannis 4 case. Bine, era Năstase cu 4 case și Iohannis parcă tot 4 sau 5 nu putea avut. Dar cert este că au fost acolo niște retrocedări și soția sa a fost implicată. Da, iată că Iohannis este bine mersi, este președintele României, la lui la mandat, trage sforile. Și dacă el mai ne l-a impus pe Dăncilă odată, o să prindă și al treilea. Și al treilea, da. Ni l-a impus pe domnul Ciucă, unii spun mă Ciucă, ni l-a impus și ați văzut ce lucruri extraordinare face domnul Ciucă, să nu vă simțiți deloc în siguranță, pentru că am văzut niște povești vânturate pe la televizor, stați liniștiți că avem 47% din necesarul de gaze depozitate pentru și la iarnă. Și nu ți se pare că românii stau oricum liniștiți? Eu mi se pare liniștiți. Că suntem liniștiți de zici că am murit. Păi cred că la iarnă, dacă nu vom avea gaz metan, s-ar adică putea să chiar să stăm de tot liniștiți. Punem mâna pe topoare, mergem în pădure, facem godinul, îl montăm păi în apartament și facem foc. Nu putem, că după aia furăm lemne din păduri. Ne alegem cu dosar penal, să stai cu minte. Să fure ei și pormână. Păi tocmai, noi ce mai prindem după ce golesc ăia fiecare munte. Da, uite, Alex, mă uitam și ți-au vorba, dar să nu uiți, că nu vreau să uit eu subiectul, că e extrem de interesant, ca să vezi cine își bate joc de noi și noi stăm pentru că ne place. O să vorbim și despre domnul Cănărău, sindicalistul, care și el este umilit și de colegi și de superiori, dar văd o știre de ultimă oră în G4 Media, e vorba de o știre care sună așa, la cererea deputatului PSD Laura Vicol Ciorbă, Agenția de Integritate ANI, cum mai spunem noi, i-a blurat în declarația de avere suma de 25,3 milioane de lei încasată de soț într-o misterioasă tranzacție cu părți sociale. Deci iată cum o agenție a statului face niște mârșăvii la comanda unei doamne care are o funcție importantă în Camera Deputaților, este avocat doamna Laura Vicol Ciorbă, ea a apărat niște interlopi, au fost discuții pe tema asta, însă când am auzit de Agenția Națională de Integritate, n-am putut să mă abțin și n-am cum să nu mi-amintesc. Păi n-avem un paradox cum aici, dansează... integritate. Integritatea, adică integritatea. Unde e integritatea? Integritatea nu este și mi-am adus aminte de modul în care președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, își completează declarația de avere și interese în ultimii 4, 5, 6, 7 ani, într-o totală bătaie de joc. Eu am scris despre aceste aspecte de multe ori. În cele din urmă, din câte știu, s-au sesizat cei de la ANI și s-a și întocmit acolo un dosar penal. E un dosar penal la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău. Este și o plângere făcută la Comisia de Control a Averilor în ceea ce privește o diferență pe care, de bani pe care nu o justifică domnul Arsene. Însă, în ultima declarație de avere, domnul Alex, domnul Arsene, că uite, dacă doamna Ciorbă a venit cu știrea asta pe Național, practic s-a încălzit ciorba. Nu și-a completat așa cum trebuie declarația, deși el este cercetat, a fost cercetat de ANI și cercetat și de partidul de pe lângă Curtea de Apel Bacău. În ce sens, vă dau un singur exemplu, în declarația de interese, el precizează acolo că deține 50% din acțiuni sociale, că spune că e SRL, așa spune de vreo 2 ani că e SRL la o firmă, deci deține 50% din părțile sociale ale unei societăți comerciale, îi zice Building Services SRL, fără să spună denumirea, locul unde se află această sediul acestei societăți. Deși legea, ghidul de completare a declarației de avere și interese, greu de aflat unde e sediul societății. Ba nu, este foarte greu de aflat și spun și de ce. Este o chestiune extrem de grea și cred că ar trebui mai multe autorități ale statului să se autosesizeze și spun că de ce Alex? Pentru că el declară că e SRL și am căutat pe portalul ONRC, am căutat și pe lista firme, am căutat pe toate statele posibile, toate variantele și n-am găsit. Există o firmă cu denumirea aia în România, însă nu este domnul Arsene asociat acolo. A făcut precizarea anul ăsta. E una prin sectorul 4. Nu, a făcut precizarea anul ăsta în declarația de interese depusă luna trecută că este în afara țării. Păi și cum se cheamă SRL dacă e în afara țării? Păi se cheamă SRL, zice, l-am văzut că parcă se întâlnim aponimul ăsta pe undeva, dacă nu mă înșel, în Franța, e un SRL. Dar cert este că el avea obligația să ne spună unde și are sediu firma respectivă, i-a ales această denumire special pentru că Building Services înseamnă servicii în construcții, iar terminul găsiți, dacă dați căutare pe Google, o să găsiți milioane de pagini cu această denumire, așa că este foarte greu de identificat unde are domnul președinte de Consiliul Județean, unde este asociat în această firmă, în ce țară. Bine, el spune că părțile sociale în valoare de 5.000 de sunt de euro. 5.000 de euro, ceea ce mă duce cu gândul că undeva în Uniunea Europeană sau de peste mări și țări care ține fie de Franța, fie de Olanda, că mai sunt
locuri unde ce norocoși sunt unii care își fac firme prin străinătate. Care... Da, în străinătate. Da, eu am... să... de... Este o firmă, fii atent, că e interesant, Alex. Poate se mai uită, că știu că se uită cele doi și un sfert și îi salutăm. Cred că și ea de la serie se uită. Dacă nu știu, să mă întrebe, că le spun eu. Firma... Tu vrei să te angajezi acolo? Poate să te angajezi. Da. Firma a fost înființată exact în pandemie, în perioada în care... Repet, nu acuz, doar spun când a fost înființată. A fost înființată între luni, în intervalul iunie-august-septembrie 2020. Deci în plină pandemie, când a fost și povestea cu spitalul de la Lețcan și așa mai departe. Nu fac niciun fel de legătură, doar spun când a fost înființată. Deci atunci când noi ne gândeam ce vom face mâine, vom trăi, vom muri, pandemia va veni peste noi, alții ne vaccinăm, alții făceau firme prin străinătate, deci nici măcar în România. Doi ani la rând și-a menționat în declarația de avere că este Building Services SRL, ceea ce m-a dus cu gândul că este o societate de construcție, da, limitată din România. S-a dovedit că nu este așa și probabil când a văzut că există o presiune, că tot ne întrebam unde e firma asta, a făcut mențiunea că e în afara țării, deși era obligat, apropo de lege, Alex, că despre asta discutăm, este obligat să spună unde. Building Services SRL, Paris, Nisa, Londra nu, pentru că deja ei erau pe lire sterline, n-aveau nicio treabă, deci undeva unde moneda este euro. Dar Dumnezeu știe unde. Avem și noi curiozitatea asta, să vedem, poate o să reușească cei de la ANI să ne spună unde, ce și cum. Asta e o speranță, că de la speranță până la realizare știi că e mare, mare distanță. În 5 ani s-ar putea să aflăm. În 5 ani cine știe pe unde mai e domnul Arsenie, ce mai face el? Ce mai fac și alți politicieni? Nu te-ai întrebat vreodată câți dintre politicienii ăștia mari ai vremurilor trecute, de care nu mai auzim la fel de multe ca atunci? Știi, ăia care erau super vizibili toată ziua, erau cu dezvoltarea în gură, cu mamă, cât o să facem noi, că dacă ne votați, ți-a ce aminte toate discursurile alea care, dacă te apucai așa să le pui unul lângă altul, semănau perfect. Ei, oamenii ăia ușor, ușor au mai dispărut din viața publică. Mai ales din cea locală. Unora le place să stea pe la televiziuni mari și așa mai departe, atunci când se poate, desigur. Și te-ai gândit vreodată, oamenii ăștia, cam câte firme prin străinătate au, câte părți sociale au, câte case au și ei, că așa de Iohannis toată lumea era, are 6 case. Dar ce ne-am mirat noi așa de tare dacă, nu știu, un parlamentar are 6 case undeva prin România, poate are 3 apartamente prin Statele Unite, poate nu știu ce. Nu mai zâmbi, că eu chiar mă gândesc la chestia asta. Mă gândesc dacă le are, dacă le are. Presupunând așa, prin absurd, dacă le are, cum a reușit să le aibă? Că ok, veniturile alea sunt mari de politician, dar cât de mari să fie, bă, de să-ți permiți case prin străinătate? Și tare cred că o să auzim de astfel de situații și atunci Iohannis, spre exemplu, o să pară un sărac. Dar să știi că Iohannis este un sărac. Acum, dacă e să comparăm cu ce a făcut alții, bine, Iohannis, din punct de vedere legal, este curat ca lacrima, n-a făcut absolut niciun fel de problemă, așa cum și domnul Acur se curăță Marian, și domnul Ciucă. Așa cum domnul Marian Enache, președintele Curții Constituționale a României, care apare niște documente ale securității, că a avut dosar de rețea, dar dosarul de rețea a luat foc la Revoluție, cum foc a luat și dosarul în care apare numele domnul Ionel Arsene, deși avea 17 ani, adică sunt niște lucruri extrem de... A luat foc, selectiv. Da, nu a luat foc. Cineva a avut grijă să-l incendieze. Nu știu dacă intenționat sau a fost îngrăbată care trebuie. Nu este adevărat, să știi. Focul, știi că el se extinde după cum bate vântul. Înțelegi? Vântul a bătut către aria în care se aflau dosarele oamenilor răstor. Aia e toată chestia. Asta s-a întâmplat. Era o seară cu vânt. Știi? Sau o zi cu vântul după caz. Dar să știi că asta, în opinia mea, o să fie cea mai mică problemă a viitorului țării noastre. Ți-am zis, eu mă uit așa cum noi trăim ca și cum nu s-ar întâmpla nimic rău în jurul nostru. Nu mă refer aici la război, că după aia vin unii și zic iar încep cu războiul ăla din Ucraina. Mă refer așa la toate prețurile astea care cresc. Mă refer la faptul că inclusiv lucrări plătite din bani publici nu prea se mai fac cu viteza dinainte. O chestie absolut explicabilă, că nici nu mai ai cum să-ți calculezi costurile pentru lucrarea aia. Că tu astăzi stabilești un preț, îl licitezi și crește prețul materialului la o zi la alta. Exact. Adică ne vom trezi și fără lucrări în infrastructură. Proiectul ăla, Angel Salini, alupește prăjit, cred că e gata îngropat pe următorii ani. De acord. Bine, nici nu cred că avea cine să lucreze la câți bani se
gestionau acolo și câte lucrări mărețe se plănuiau, nu cred că aveam firme să primarii le facă. Sunt foarte supărați că nu se mișcă nimic pe zona asta, să știi. Că eu mă bucur că primarii sunt foarte supărați. Nu au bani pentru investiții. Da, dincolo, da, și după aia la alegeri, când or fi ele, o să zic că băi, noi am vrut să facem, dar nu pișcă, știi? Au și eu supărare, nu pișcă, exact. Dar eu mă refer la, știi foarte bine că mie nu-mi pasă dacă primarilor din județul sau din țara asta le e rău sau bine. Nu mi-a păsat niciodată, ei și-au asumat acea funcție. Absolut. Când s-au dus și au cerut votul oamenilor. Eu mă gândesc așa la oamenii de rând, care ar trebui să observe lucrurile din jurul lor, să vadă, băi, nu se mai lucrează mare lucru. Dacă vreau să chem meseriaș să-mi facă ceva în apartament, mă costă dublu față de anul trecut. Dacă vreau să plătesc gazul, trebuie să fac foamea. Dacă vreau să îmi cumpăr de mâncare, mă sperii de prețuri, că ia câtă, uleiul 14 lei, untul 16 lei. Și n-au existat prețurile astea nici în perioada aia de maximă nesimțire a comercianților. Mai mult decât duble. Da, știi că față unii comercianți în preajma sărbătorilor, pascale sau a sărbătorilor de iarnă, deveneau brusc nesimțit. Știi că i-a apucat nesimțirea și cu 3 zile înainte de sărbători bubuiau prețurile la ce știau ei că se cumpără de către fiecare gospodar și după aia haps duceau prețurile la loc, că nu mai era cerere, nu mai făceam bani oricum. Ei, prețurile alea de atunci sunt mici comparabil cu ce avem noi acum la raft. Și lumea se uită și a zis, ce tătă, eu cumpăr oricum, mă duc cum văd și de o vacanță, mă duc pe la mare, mă duc prin Grecia. Mie mi se pare că noi trăim ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Trăim într-o altă lume, unii dintre noi. Dar știi la ce mă gândesc, Daniel? Eu mă gândesc că guvernanții văd și ei asta. Zic, băi, românii se descurcă, tati. Păi înseamnă că ce salarii am dat noi până acum, salariul minim pe economie, salariul mediu pe economie, erau prea mari. Că uite, mă, ce bine se descurcă. Sunt foarte mulți bani negri pe piață. Sunt bani negri. Da, asta arată cât de bine s-a descurcat fiscul din România. Da, ce nu înțeleg ei, nu înțeleg că și acești bani și faptul că au dat la tipărință, da, se vor termina și atunci vor fi probleme mari. Pentru că lumea o să ceară, mai ales mă refer la cei care sunt obișnuiți cu traiul bun, cei care merg în vacanțe luxoase. N-ai văzut că doamna de la ANAF, mâncată din rechin prin Egipt, avea două sejururi, frate, unul după altul, adică îți dai seama, la ultra all inclusiv. Vezi și rechine, ăștia au gustul, trag numai la bogătă. Da, bine, dar îți dai, nu mă gândeam musai la ea, mă gândesc la cei ca ea care lucrează în sistem și într-adevăr okay, își permit astfel de lucru. Ok, dar cei ca ea reprezintă un procent nu musai mare, adică nu putem să spunem că ei reprezintă jumătate din populația sunt țării. Sunt nicio formă. Și mă uit la alte țări, mă uit la state nordice, unde la ora actuală proteste, inclusiv proteste ale fermierilor. Mă uit, că tot ziceam de Sri Lanka. Bine, Doamne ferește să ne comparăm noi cu Sri Lanka vreodată ca țară. Nici cu Olanda. Încerc să spun că sunt niște țări în care oamenii au început să-și dea seama că lucrurile se împut. Simt că ceva. Iar noi suntem, uite așa, mamă, e vară, e frumos, am scăpat de COVID. Bine, n-am scăpat, dar noi așa credem. Războiul nu există, criză. Ce e criză, domnule? Că uite, eu am bani. Știi? Adică noi trăim în cu totul alt mod. Da, trăim într-o altă lume și uite că ai deschis atât de multe subiecte. Doar vreau să fac o paranteză apropo de ce ai zis tu, că domnul Iohannis nu e atât de bogat ca alții. Alții sunt foarte bogați, chiar și un pălit de ofițer care a avut o funcție în poliție, de exemplu, poate să fie de 4, 5, 6 ori mai bogat decât Iohannis. Și eu pot să spun treaba asta, că știu niște exemple, nu o să le dau, dar de-aia avem niște comisii de control al averilor care nu fac absolut nimic, stau și taie frunze la câini de regulă și asta o fac de foarte mult timp. Vreau să spun o altă treabă. Și instituțiile statului sunt foarte slabe și nu că sunt slabe, au fost și slăbite, sunt populate cu oameni șantajabili și nu-și fac treaba așa cum ar trebui să-și o facă. De exemplu, un ofițer, că am aflat asta recent, un polițist care s-a pensionat astăzi, trebuie să aibă foarte mare grijă, cel puțin 5 ani, pentru că 5 ani sunt monitorizați, ca nu cumva să fi luat șpagă timp cât au fost în timpul muncii și să o scoată la... De cei 5 ani, ești tu treaba asta. 5 ani trebuie să stăm cu minții, după care după 5 ani izbim case, mașini, avioane, ceasuri și așa mai departe. Ieșim de sub radar. Se întâmplă treaba asta. Am spus-o că poate unii aud și să îndrepte, să fie mai atenți cu niște indivizi care se îmbogățesc izbind dosare, salvând infractori și așa mai departe. Însă, apropo de ce ai zis tu, că unii sunt foarte supărați prin Europa și prin lumea asta și la noi nu există sau există așa un aer de vacanță totală și... E din cauza că noi avem încredere în guvernanță. Îți dă impresia că toate lucrurile merg cum trebuie. Mă uitam că la domnul sindicalist din poliție, Ioan Cănărău, liderul de sindicat al celor de la Europol, care se află într-o situație, zic eu,
foarte rea. E la un început de sfârșit. E un început de sfârșit, probabil că ori se va pensiona, dacă se va pensiona o să-l dea afară unii sau alții. Domnul Cănărău a supărat multă lume, a supărat multă lume prin acțiunile sale pe care le-a desfășurat de-a lungul timpului. Eu tot timpul am spus că a avut un curaj și are un curaj nebun, jos pălăria pentru el. Din păcate nu are colegi de același calibru, nu are colegi sau sunt mulți în poliție care nu-l merită pe Cănărău, lider de sindicat. Pentru că acum, când se află într-o situație disperată și omul a postat și a povestit toate aceste lucruri, nu am văzut, Alex, o susținere din partea nimănui în condițiile în care, în urma protestelor lui, în urma protestelor lui, au câștigat foarte multe avantaje, sporul, da, salarii și așa mai departe. Și deci, vor mulțumi domnului Cănărău între patru ochi. Nici așa nu o să o facă. Sau eventual între patru ori. Mă refer sau să zic că e așa, printr-o rugăciune, când se duc cu părticele la biserică. Exact, știi, da. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Cănărău. Deci, dar în rest, pe tine te miră chestia asta, înțeleg, da? Că... Dar tu știi foarte bine subiectul numit domnul Cănărău. Știi foarte bine că la toate protestele pe care le-a organizat el, de-a lungul timpului, ani întregi, n-au fost niciodată mai mult de el și cu colegul său. Din când în când colegul său. Cel mult. Încă exact. Un coleg. Dar ai văzut vreodată, nu știu, 10 polițiști participând la vreo acțiune de-a lui? Niciodată. Niciodată. Și atunci, de unde te aștepți tu să existe vreun fel de susținere publică, asumată de vreun coleg polițist, la adresa domnului Cănărău? Păi își dau foc la valiză? Ei știau foarte bine că el e condamnat din ziua 1 în care a început chestia asta. Absolut, dar... Păi cum, vii tu și afișezi bannere în fața poliției? Ce discutăm aici? Bine, bannerul afișat în fața poliției cu jos mafia, vedeți? Bannerul, mesajul care este pe luneta... E unul pur generic, adică nu zice jos cu tare. Da, dar știi care e chestia? Bine, el mafia e lider... nu e mai muțoia. Fii atent, el e lider de sindicat. Un sindicat, definiția lui este o adunătură de oameni, de salariați, de nu știu ce, care au același crez, iar el fiind liderul, gestionează problemele oamenilor ălora în relația cu diverse instituții. Da, asta facem principalul lider de sindicat. Având în vedere că alături de el nu participă nimeni la aceste proteste, el de fapt nu e liderul nimănui asumat. Da? El e sindicatul, el e liderul, el e... poliția, dacă vrei, da? El la modul general întrunește toate aceste condiții, pentru că ai lui colegi sunt ocupați cu orice altceva. Eu mă îndoiesc, colegii lui plătesc cotizație la sindicatul ăla. Cred că are și colegii care plătesc cu sindicat, plătesc cotizații la sindicat. Zici? Măcar, eu cred că s-au retras până acum. Când au văzut luneta aia cu jos mafia, au zis, du-te tati, nici nu-ți mai dau bani, du-te, fă ce vrei tu, da, te respectăm. Curajul lui este un curaj nebun, fără doar și poate. Uite, exact asta voiam să ajung. Eu cred că o să-l scoată de nebun. La un moment dat, cred că îl vor cred scoate că dacă de nebun. Nu se dacă nu se depune el dosarul de pensionare, o să-l scoată din nebun, o să-l dea afară, să-l destitui din poliție, pentru că oricum face obiectul unor cercetări prealabile. Ce mă deranjează, se simte că este victima unei acțiuni pusă la cale undeva pe la București, pentru că el a deranjat foarte mult, a deranjat și pe șeful Ighe Perez, dai seama că știrile astea care au portat inclusiv la nivel național, mafia din Poliția Română, mafia din Ministerul Afacerilor Interne, nu are cum să facă bine și să fie înghițite lucrurile astea, mai ales mă gândesc la domnul Bode. Domnul Bode, discutam joia trecută cu un alt sindicalist, domnul Bode e într-o situație de-a dreptul jenantă, dar în țara asta nu se întâmplă omule absolut nimic. Suntem inerți și efectiv își bat joc de noi. Domnul Bode trebuia să-și pretinde lucrarea de doctorat anul trecut în iulie. Cu o zi înainte și-a secretizat-o. În ce țară ai mai pomenit așa ceva? În continuare el încasează 950 de lei spor de doctorat. Bă, dacă nu vrei să-ți prezinti lucrarea de doctorat, care e obligatoriu, știi trebuie să fie rău? Publică, renunță-mă la sporul ăla de doctorat, vezi de treabă, dar el trebuia să-i dea demisia și că o să fie premierul României. Daniel, ăia 950 de lei spor de doctorat pentru Bode reprezintă bani de scobitori oricum. Da, aia e partea cea mai rea. Adică putea să nu-i mai ia, că tot avea bani destui, știi? Ia. Atât de, adică, atât de rușinoasă. Ce a zis domnul Iohannis cu 50 de bani? Sunt de 50 luat, de bani nu sunt de luat. Da, cu, așa să dea Dumnezeu 950. Să trăiască el cu aia 50 de bani. Da. Până și cercetorii zic, dă și mie un leu. Da. 50 de bani. Bun, acum să nu creadă cineva că sunt copil și m-aș fi așteptat la o susținere, la să iasă polițiștii la proteste în stradă și așa mai departe, că nici nu au voie să-l susțină pe domnul Cănărău, deși ar putea să facă niște acțiuni de genul ăsta. Problema asta e oriunde. Îl simt și jenant și deranjant și rușine să le fie, multora dintre ei, că l-au lăsat efectiv
singur în fața ălora, care simt miros de sânge. Asta e. Deci simt miros de sânge, simt că ceilalți nu au curaj să-l susțină, să iasă public, să-l susțină pe rețele de socializare și așa mai departe, și efectiv îl calcă în picioare. Dacă nu o să iasă la pensie, probabil că, așa cum ai zis și tu, ori o să-l scoată pe... ori îl o să dea afară, o să mai apară niște conturi din astea ale unora pe Facebook care o să spună, ăsta e nebun, ce a făcut, ce e nebun, e gică contra toată viața lui a fost așa, e nebun, da, nu-l băgați în seamă, așa o să facă. Deși este discutabil, cel puțin postarea de acum două zile, cred că nu, de ieri. Trebuia să meargă la un proces și am înțeles că nu i s-a primit să meargă la un proces. Și a trebuit să facă rost de mandat de aducere. A cerut mandat de aducere. Ce țară de 2 lei, băi, Daniel. Bașca, nu știu. Da, lucruri foarte urâte, dar iată că se întâmplă și noi în continuare mergem... Știi care e chestia cea mai mișto? El e singurul lider de sindicat din orașul roman de care auzim vreo ceva la ora actuală. Eu mai aduc aminte de lideri de sindicate, pe la Petrotub, când venea de Gheorghe Ciobanu. Când avea județul și Romanul, avea ceva industrie. Da, într-adevăr, dar eu mă gândesc că există lideri de sindicat la nivelul celorlalte instituții. Sunt sigur că la spital există un lider de sindicat, n-are cum să nu existe. Există la primărie. La PASER, e vocal, păi de către asta zic, PASER mai vorbește. Peste tot, dar zic strict în municipiul roman, știi? Dar să știi că și mulți dintre ei au fost cumpărați. În afară de el n-am prea auzit pe nimeni să zică lucruri mari vreodată. Adică, în general, toți merg așa, pe burtă, că treaba e bună. Și să știi că asta e o problemă în absolut toate instituțiile. Eu ți-am mai spus și în trecut, noi părem uneori proști satului, că avem așteptări de la instituții, așteptări de gestionarea crizelor, așteptări de rezolvarea problemelor interne, că iată, în situația domnului Cănărău, soluția pe care ministerul trebuia să o aplice, în opinia mea, era cu totul alta. Să-l sune și să spună, bă, ia zi, cum e treaba cu mafia, mă? Care sunt mafioții? Exact. Cu tare, cu tare. Ai dovezi? Ai nu știu ce? Dai declarație? Da. Corect. Bine, toate. Uite, începem anchetă internă. Au început vreo anchetă internă? Nu. Sunt convins că n-au început nimic. Nu, dar era soluția normală într-o țară normală, cum o vrea domnul Iohannis. Știi? La fel, în orice alt domeniu ar trebui să se lucreze. Băi, există sesizări, există plângeri la adresa unor angajați, există suspiciuni privind unii angajați. Hai bă să vedem care-i treaba. Da, face astfel de afirmații publice, ți le asumi, bineînțeles, exact. Și vii și povestești despre ele. Ce, exact. Ce știi despre ele. Și lucrurile astea n-au dus niciodată nicăieri. Ceea ce pe mine mă duce la un singur gând întotdeauna, și anume că ei... oamenii din aceste instituții, cu scuzele de rigoare față de cei care știu că sunt cinstiți, care n-au luat o șpagă în viața lor, care se duc la muncă dorind să facă munca aia, care au o dăruire față de profesie, în afară de ei, mă refer la ăilalți. La ăilalți care? Și-au câștigat jobul datorită faptului că tata era nu știu ce, mama era nu știu ce, sora era în sistem, amanta era în sistem, soțul... știi? Sau erau prieteni politici, sau au avut buzunarul bazat să dea șpăci, sau erau prieteni politici lipitori de afișe, sau pupători în partea dorsală a partidului potrivit. Ei, eu la categoria asta mă refer, care am impresia că a început să devină majoritară în instituții din România. Pentru că altfel eu nu pot explica cum de apar concursuri de angajare la care iese scandal după. Nu musai în presă, că e greu cu scandalurile astea. Mulți se gândesc, băi, nu fac scandal prea mare, că poate mai candidez o dată și câștig de data aia. Așa este. Dacă mă duc cu scandalul, nu mă mai angajez la ochi niciodată și mă iau la ochi. Da, exact. Dar suspiciuni întotdeauna au existat. În o țară în care lucrurile s-ar fi desfășurat corect și coerent, aceste suspiciuni ar fi dispărut până acum. Sunt 30 ceva de ani de la Revoluție, suntem într-o democrație, aplicăm niște legi, niște directive europene. Bă, ar trebui să fim la un nivel la ora actuală. Noi suntem sub masa asta ca nivel, nu avem nicio treabă. Suntem sub Bulgaria mult, dacă e să ne comparăm absolut, din punct de vedere. Absolut, inclusiv. Bine, noi privim acolo, unii dintre noi privesc la Ungaria cu admirație. Dar poate trebuie să privim la Ungaria la modul la care gestionează instituții. Da, poate acolo, nu la prețul benzinei. E într-o altă situație și gestionează. Aia zic că până la privi cum gestionează ei prețul benzinei, hai să ne uităm la cum gestionează instituțiile și să învățăm întâi asta. După aia mai vedem. Noi nu avem cum să avem așteptări nici la gestionarea crizelor din economie. E logic că ei vin și ne spun totul e sub control. Și noi știm că nu e sub control, pentru că avem rude cunoștințe angajate în sistem și știm cum au ajuns acolo. Așa. Înțelegi? Și vină ea pe toate posturile naționale de televiziune. Stați chill, că totul e sub control, totul este bine, nu vă faceți griji. Om trece și peste asta și alte porcării, ce ne zic ei. Iar noi știm că nu e așa, bă, dar nu îndrăznim să spunem nici pus.
Și când a venit Vălătucu peste noi, la un moment dat, spun, văleu, nu ce viață să... grea, văleu, ce ne facem. Nu mai cu să-i cer socoteală, pentru că aia vor fi, cum spunea Eminescu, dar chiar dacă ei vor fi acolo, e și rușinos să le cerem socoteală ălora pe care noi i-am susținut zeci de ani să crească burta acolo, deși aici nu era nimic raportat la meseria pe care o practică, știi? Și să vii tu după zeci de ani sau după trei ani de criză sau câți ori fi, să spui, bă, dar de ce n-ai găsit soluții? Ăla ar putea să spună într-un acces de sinceritate, să zică, bă, dar știi că eu sunt prost. Adică, nu m-ai văzut până acum, știai că eu s-a servit politic, știai că eu n-am ajuns pe funcția aia pentru că eram doctor docent. De ce ai avut așteptările astea? Da, ești prost. Adică au dreptul să ne întrebe. Înțelegi? Pe mine nu m-ar deranja dacă ea mi-ar spune, da, tu ești prost, tu m-ai votat, tu m-ai susținut, tu n-ai zis de mine că ești nu știu cum. Eu zic, da, bă, așa-i. Da, mi-a venit în minte... Nu mai râde, un domn, noi așa un domn, facem la emisiunea un asta. Un domn care a ajuns într-unul dintre guvernele României din ultimii ani era... Băi, dar l-ai văzut, să, pe Daia, să... l-ai văzut pe Daia fugind de val? Cum Daia, mergea el pe malul apei? Daia, Alex, Daia și, puțin, boș, mă, și puțin telespectatorii probabil că știu și amintesc, Daia este un tip mai mult decât controversat. Despre Daia eu am scris în urmă cu 10 ani și degeaba am scris. Și uite cum ajunge unul care a fost suspect. Și eu îl consider, este groparul Piscicola Neamț, Daia. Este unul dintre principalii gropari ai societății Piscicola Neamț. Piscicola, cea care a gestionat tot ce a însemnat Iaz în județul Neamț. Romașcanii știu, Trifeștiu, Budeștiu, Păstrăvăria de pe Vaduri, ce au mai avut? Negriteștiu de la Podolen și așa mai departe. O groază de Iazuri cu pește în el și așa mai departe. A fost o privatizare făcută atunci într-o totală bătaie de joc. Iar Daia, care era secretar de stat în guvernul Năstase și o bucățică a fost ministru al agriculturii în locul lui Sârbu, a făcut jocurile ca această Piscicola, când a fost privatizată, să intre pe mâinile unuia din Severin, de unde este el. Uh-huh. Deci a venit ăla de la Severin, care a distrus tot ce înseamnă piscicultură în județul Neamț, ca să predea lecții de piscicultură a lor noștri. Dar ăla de la Severin era într-o relație cu Daia. Omul a murit, a rămas fiusul, care acum este, culmea, a fost la PSD, acum e la PNL și este directorul Agenției Naționale pentru Ape Minerale. În PNL. Bine, acum orică e la PNL, orică la PSD, tot pe acolo. Dar știi, domnul adică... Daia a făcut jocurile ca firma respectivă din Severin, controlată de acel domn Uliu Udiște, îi spune Alin, să pună mâna pe tot ce înseamnă Iazuri în județul Neamț. Acolo a fost o sentință definitivă, irevocabilă, a Tribunalului Sibiu. În 2010, 11, 12, care nici acum nu a fost pusă în aplicare. Licitația trebuia să fie anulată, Iazurile să revină la ADS. Ce să mai revină? Dar ele au fost vândute, răzvândute, mânărite, răzmânărite, nimeni nu are grija lor și nici în momentul ăsta cei care ar trebui să dețin aceste iazuri, nu le dețin, dar este o altă poveste. Ei, acum extrapolând, ne putem imagina cât e de capabil domnul Daia să gestioneze agricultura la nivel național. Adică, băi, suntem norocoși. Eu zic, suntem norocoși. Om de... Cum să zic? Uite, nu mai zic despre Daia, lasă, că poate ți iese pe gură, da, ce cred și eu. Da, de asta mă abțin să nu se supere, da, ce ne-au pe noi. Eu astăzi, de exemplu, am privit cu emoție la domnul Câmpeanu. De la învățământ. Da, care printre altele ne-a explicat la un moment dat cum dispar inspectoratele școlare județene. Băi, și mi-a tresărit inima de bucurie, pentru că tu bine știi, eu sunt convins că instituțiile alea degeaba fac umbră pe fața pământului. Dar adică... nu să dispară, că acolo sunt niște sinecuri. Se fac niște tocmai bani. De aia am avut emoții. Se fac niște bani, se gestionează, exact, niște examene. Exact, tocmai de aia am avut emoții. Am zis, băi, ești nebun. Valorile sunt făcute corect peste tot sau, da, examenul de bacalaureat la Borca, de exemplu, ca o paranteză, pică curentul din 2 în 2 ani, în timpul probelor de bacalaureat. Exact, când și trebuie, nimeni, da, nu se autosezizează. Așa-i. Acum vreo 6 ani, poliția a prins vreo 3 în WC-ul cu telefoane, dădeau subiecte la niște profesori care erau niște crâșmi în apropiere ca să primească răspunsuri, nu s-a întâmplat nimic. Asta ca o paranteză. Apropo de inspectoratul școlar, care nu a măsurat. Uite, și apucase o emoție profundă atunci când au zis, băi, ești nebun la cap, Câmpeanu chiar se apucă de reformă. Și după aia vine și explicația. Ele nu mor, ele se transformă, ca Jana. Înțelegi? Se cheamă direcțiile județene, nu știu ce s-a pulez. Vor fi în subordinea ministerului ca DSP-urile. N-ai cum. Și mi-am adus aminte de Caragiale. Și cum se făceau schimbările, știi? Schimbăm așa câte un pic, dar în esență e vorba de control.
Da. Să ai control pe niște licitații, s-ar putea să ai control pe niște lucruri. Eu sunt de acord cu tine că e vorba de control. Dar de ce vine ministrul, oricare ar fi el, și îți prezintă 433,5 reforma învățământului de după Revoluție, când de fapt totul rămâne cam la fel. Parcă suntem tâmpiți. Parcă suntem tâmpiți, exact. Și, bă, e vorba de educație. Adică e principala condiție ca pe viitor să nu fim tâmpiți. Alex, dar interesul lor este să fim cât mai mulți tâmpiți. Doamne cât ferește. Cât mai mulți tâmpiți. Doamne ferește. Păi și în contextul ăsta... Număr cât mai mare ca să votăm așa cum doresc ei. Adică să punem ștampila. Eu cred că e mai mult de atât. Pentru că la ora actuală, cred că fiecare dintre cele două partide relativ importante ale țării ăsteia își cunosc perfect bazinul electoral. Cred că nici nu mai au emoții. Dacă mâine s-a alegeri, PSD e primul, PNL-ul e al doilea, sau poate AUR, depinde cum o fi valul în momentul respectiv. Da. Și cam ăla-i topul. USR-ul e undeva pe la drulă, ca să zicem băltește așa. Pe la 10. Băltește, exact. Și cam ăsta e nivelul. Da. Și peste 5 ani s-ar putea ca situația să fie cam tot pe acolo. Tot PSD-ul vârf, că PNL-ul nu cred că mai pupă vreodată. Și atunci eu nu cred că mai e vorba de să-i prostim pe proști să ne voteze. Eu cred că ei știu deja că proștii vor vota pe ei și nu pe alții. Da, pe tocmai de asta vin și cu pomenirile electorale, vin și cu salarii babane în zona bugetară, ei își fac niște calcule. Avem câte milioane de bugetari, mulțim cu familiile lor care au obligații, care da. Și știu exact la nivel de oraș. Interesul, vezi-ți de interes și ai să vezi că lucrurile sunt ok. Da, ei au niște studii, au și informații foarte bune pentru că gestionează și controlează anumite instituții. Ei știu cum s-a votat acum 4 ani, de exemplu, acum 2 ani. Acum 4 ani, și atunci eu suspectez că aceste așa zise reforme pe care le anunță ei din când în când cu surle și cu trâmbițe sunt de fapt niște povești, dar ele sunt făcute ca să poată după aia să spună, băi, uite, noi am făcut reforma lui nu știu ce. Că ea a fost proastă, nu putea, bă, dar noi am făcut-o. Mă scuz, eu te întreb acum și uite, cred că întrebarea asta ar trebui să le opunem și guvernanților, actual și cei care au fost. Ce reforme au făcut ei în 2 ani? De când este PSD și cu PNL guvernează, sunt în această coaliție, au o majoritate zdrobitoare. Ce lucruri bune au făcut ei în afară de a trage țara asta în dărâtele, cum spun oltenii? Nu știi că așa e întotdeauna, n-au putut. Că n-avem majoritate, n-avem ce face. Hai să vedem, înainte nu puteau că era COVID-ul. Da? Ăsta era primul pretext. Bă, nu putem să facem nimic din cauza de COVID, nu știu ce. Dar ce au avut ei de făcut firme care să intermedieze, au făcut. S-au bani făcut bani gârlă. Bani au făcut, da. Așa. După aia a venit treaba cu războiul. A început războiul, nu putem să facem nimic. Ia uite, acum vine criză. Nu putem să facem nimic. E criză. Da, e criză. Da. Și o să mai fie. Adică s-ar putea ăsta să nu fie vârful. Apropo de reformă, nu au făcut nimic pe... Încerc să spun că întotdeauna există o explicație, vorba lui Lea. Există explicație. Eu vreau să văd cum o să explice, de exemplu, de ce n-au umblat la pensiile speciale. Uite, una din comisiile făcute. E criză. Cum să-i lăsăm pe oamenii fără bani în criză? Nu vrei să moară de foame? Să lași pe domnul fost procuror fără 120 de milioane? Păi moare de foame, mă. Poți să-i tai 20 de milioane. Nu mai papă rechinul. Da, poți să-i tai 20 de milioane, că nu moare de foame cu 100 de milioane. Moare de foame ăla care are 10 milioane și dacă îi mai tai, se duce la 9 milioane. Da, ăla era obișnuit să moară de foame. Nu vezi că se descurcă oricum. Cu avertizorii publici, bătaie de joc. Oricum, cel puțin la nivel județean, și tu știi foarte bine, Alex, treaba asta, la nivel județean sau în țară, în provincie, ca să spun așa, sunt puțini oameni care își asumă acest rol de avertizor public pentru că le este teamă. De regulă, eu spun sincer, în 6 ani, și să asculte și cei de la CJ, de exemplu, în 6 ani, eu o singură dată am primit o informație de la Consiliul Județean Nant, ceea ce pe mine m-a speriat. Și spun și de ce. Înseamnă că oamenii ăia sunt foarte mulțumiți de ceea ce se întâmplă acolo, deși știu din alte surse că nu sunt mulțumiți. Știu că văd o groază de nereguli. Știu pe cei care fac tot felul de jocuri. Dar nu vorbesc. De ce nu vorbesc? Și nu se transformă în avertizor public niciodată. Nu vorbesc pentru că sunt mulțumiți de salariile pe care le au. Ei își păzesc scaunele, își păzesc salariile foarte mari comparativ cu ale altora, dar din CJ, în 6 ani, repet, o singură informație mi-a venit de la un om care lucrează acolo, apropo de avertizori publici. Așa că, dacă mai sunt din ăștia, poate să-i căutăm prin ministere sau prin agenții, companii de stat, că în provincie nu prea sunt, să știți. Sunt puțini oameni care au curaj. Și apropo de curaj, Alex, hai să povestim puțin
fără a intra în amănunte, ce se întâmplă în sistemul medical, pentru că lucrurile nu merg deloc bine. Sunt două aspecte pe care vreau să le menționez. Am primit o plângere, de fapt tu ai primit o plângere și am vorbit cu o domnișoară, doamnă, în această seară, care a participat, a fost la un concurs, examen, hai să zicem doar atât, examen, a fost la un concurs și ne-a povestit niște lucruri, dar o să dezvoltăm subiectul, dar în sistemul medical, că asta mă miră pe mine și asta și discutam, nu știu cum... Din ce spune doamna domnișoara respectivă, într-adevăr sunt niște suspiciuni acolo. Eu mă gândesc la un alt aspect. Dom'le, cât curaj să ai să mai faci ceva în condițiile în care nici nu s-a stins scandalul de la ambulanța Neamț, unde e jalea de pe lume. Adică păi ăla a luat șpagă 100 și ceva curte. Dar tot de minister ține. Dacă tot vorbim de Ministerul Sănătății, să știți că deja sunt niște probleme destul de mari în curtea unor spitale mari din județ. Am înțeles că sunt probleme cu fondurile. Spunea un medic de la cea mai mare unitate medicală din Neamț că nu sunt antibiotice pentru a trata diverse afecțiuni. Nu vreau să spun care o să se prindă din ce secție. Bine, dar aici e următoarea problemă. Nu sunt antibioticele în sine, adică n-ai de unde să te aprovizionezi sau nu sunt bani? Probabil că nu sunt și n-ar fi că nu sunt bani. La Roman n-are cum să fie această problemă, pentru că Romanul, după cum bine știi, a raportat excedent. Adică înseamnă că lucrurile trebuie să meargă, da, la Roman trebuie să meargă perfect. Să fie și stai să facem un apel către telespectatori. Dacă ați dat vreodată bani pentru medicamente de care ați avut nevoie în spital, vă rugăm să ne transmiteți ca să vedem și noi, domnule, ce le lipsește. Eu am pățit. S-ar putea să fie un început de perioadă nasoală și o să urmărim toată treaba asta. Cert este că lucrurile nu par a fi bune și am înțeles că există semnale și discuții că și la capitolul salarii deja scârții treaba și unii au fost puși să dea niște bani înapoi, niște sporuri pe care le-au luat. Dacă au fost puși să le dea înapoi, înseamnă că le-au luat ilegal. Le-au luat ilegal. Un COVID. Păi cum se mai dau sporuri ilegale la ora actuală? Stai puțin. Vorbim de sporul care s-a dat pentru COVID și știi că a fost o discuție la vremea aia, dar Curtea de Conturi n-a, care își mai face treaba așa cum poate și ea, în anumite sectoare intră cu buldozerul și își fac datoria, în sensul că dacă au descoperit că, uite băi Alex, e normal, personalul TESA, da, dintr-un spital, a încasat spor COVID. E normal? Nu e normal. Trebuia să încaseze sporul la COVID medicii, asistentele, infirmierele. Au mai fost situații în care pe secții nu au fost internați persoane infectate cu SARS-CoV-2 săptămâni întregi și ei au încasat sporul ăla, care era criminal, adică un spor. Și au mai fost și situații în care la Spitalul Județean Neamț nu se lucra decât cu bolnavi COVID și la Roman se muncea de lăsăreau capacele. Absolut. În anumite secții, că veneau toți din tot județul pe capul lor. Adică cine ar fi meritat spor mai degrabă? Cei care au stat cu 100 de bolnavi COVID sau aia care munceau de lucru? Fără dor și poate. Aha. Însă voiam să scot în evidență un aspect, pentru că am fost și eu la vacanțele muzicale, acolo unde Romașcan de Soi au fost prezenți pe primele două rânduri. Să știți că au avut locuri rezervate. Am văzut o fotografie la o postare sponsorizată. Da. Deci nu a pus nimeni fundulețul înaintea lor. Două rânduri au fost ale lor. Sau primul rând. Și pe primul rând, adică numai oameni de soi. Dar la vacanțele muzicale e important să se audă bine, nu să se vadă de aproape. Absolut, da. Eu asta după un copac și m-am simțit foarte bine că am auzit excelent. Bun, frumoasa acțiunea, fără doar și poate, însă, na, cârcotași cum sunt. Am avut emoții când ai spus frumoasă. Cel puțin ultima seară mi-a plăcut. Nu, credeam că te referi la cineva. Nu, la acțiune. Cel puțin ultima seară a fost ok. Ce mi s-a părut, într-un fel, dacă e să, mai ales în contextul discuției pe care am avut-o în această seară, Alex, și mă refer în special la faptul că se pare că suntem cu picior în criză, în găleată, ca să nu spun altfel, și asta o să ne aștepte, o toamnă grea și o iarnă cumplită. Eu nu știu de ce sunt gestionate fondurile așa cum sunt gestionate. Suma n-a fost mare, dar eu nu cred că trebuia musai ca acest eveniment să încheie cu un frumos foc de artificii care costa vreo 200 și ceva de milioane de lei vechi. Dar ce voie să facă podul de pontoane de la Luțca? Păi asta vezi. Asta voie. Exact. Nu se poate. Mă gândeam că poate. Banii, sau nu, face evenimentul, bineînțeles să-l marchezi, chemi niște oameni, deci n-am mai făcut socotere, am văzut cazări, am văzut mese și așa mai departe. Bine, vin oaspeții, vin în casă la tine, băi, omenești, că așa este firesc. Dar eu cred că fiind atât de multe probleme și domnul Arsena
a venit și ne-a spus că nu facem podul la Luzca, ne costă 1 milion de euro, nu, 1 milion de euro, ci, deși banii de de la puteți ci de la guvern, îi luai și de la Ministerul Apărării. Deci era o chestie, niște militari se mai antrenau puțin, mai veneau, mai montau un pod, îl demontau, îl înnebuneau și așa mai departe. Eu cred că era un exercițiu bun pentru militari, părerea mea, și nu cred că greșesc, că banii nu-i dădea nici Ionel din buzunar, nici vicepreședinții. Eu cred că o să mai aibă nevoie să facă și alte poduri de pontoane pe viitor. Da, eu n-am vrut să mă duc până acolo cu... Eu am zis că am spus doar atât. Dar e o chestie absolut normală. Era infrastructură veche, cât vrei să reziste, e ok, e normal. Era un bun exercițiu. Eu încă nu m-am lămurit de ce nu s-a mers până la capăt cu această variantă, pentru că eu spre deosebire de tine, sunt convins că se găseau bani și pentru podul de pontoane, și pentru focul de artificii, și pentru încă vreo 3-4 chestii inutile, și pentru vreo 5 utile. Se găseau. Mie mi se pare că statul român are bani. Nu știu cum reușește să facă rost de ei, probabil se împrumută de rupe, dar are bani. Atâta timp cât statul român oricum nu prioritizează corect cheltuielile și se împrumută ca nebunul. E ca un... știi cum e statul român? E ca omul ăla care n-a avut mare lucru toată viața lui. A fost într-o familie săracă. Și o bancă la 20 ceva de ani vine și spune, băi, îți dau câte credite vrei tu. Cu buletin. Știi? Nu, numai cu buletinul, vii frumos și ție. Îți iei laptop, îți iei un apartament, îți iei și o vilă, îți iei ce vrei tu. Nu contează că rămâi dator pe viață. Nu contează să plătesc copiii tăi după tine. Bă, cumpără. La care el zice, băi, n-am avut nimic toată viața. Eu uite ce de treabă e banca asta. Dă-mi toate bani să-mi cumpăr de toate. La fel e statul român, la fel de prost. Corect. Știi? Bun. Ei, în contextul ăla, normal că statul român poate să financeze bine mersi oricând și podul de pontoane de la Luzca și focul ăla de artificii care nu ți-a fost ție pe plac. N-au fost artificiile mișto. Nu, poate au fost mișto, dar am zis că se putea și fără. Ok, întrebarea este de ce se ajunge mai bine la nivelul... Mai bine cumpărăm niște seringi de bună calitate și niște fește de bună calitate, material sanitar de bună calitate, convins. Decât să... Sunt convins, dar la licitație știi foarte bine că ajunge de revelion. Știi foarte bine că la o licitație câștigă prețul cel mai mic, nu calitatea. Mai ales în zona medicală. Prețul cel mai mic, dar asta nu înseamnă... Și mai e o chestie, uite să spun o treabă despre sistemul medical, că am pățit-o și am auzit-o. Cumperi și pentru copiii mititei, la care nu poți preleva probele de urină pentru analize, îți trebuie niște punguțe pediatrice, parcă așa se numesc. Alea, dacă te duci să le cumperi la farmacie, vreo 0,3 una. 0,3 lei. 30 de bani. În pediatrie la Roma n-ai să găsești așa ceva. Știi de ce? Pentru că prețul e atât de mic încât furnizorul trebuie să dea o cantitate de care ei nu vor avea nevoie în viața lor ca să poți să faci licitația sau ca să poți face achiziția. Da, poți să iei la pachet, știu eu. Niște kituri. Poți să iei la... Nu știu dacă poți să iei la kituri. Iau 100 de seringi, iau și 100 din ideea că sunt unele chestii care sunt mult prea ieftine ca preț per bucată, încât nu pot face ce spui, dar să știi că asta nu este o justificare. Ba da, este, că eu am primit-o. Cum să nu fie? N-avem nici de unele că sunt prea ieftine. Da, cineva a venit și ți-a explicat, dar nu stă în picioare și spun de ce. În momentul în care tu ai cumpărat pentru pediatrie, ce să cumperi? Ceva anume, Pampers. De toate. Pampers, de exemplu. De da? Toate. Când ai cumpărat 100 de Pampers, poți să bagi la pachet că vrei și 200 de prostii din alea la 30 de bani bucata. Sau poți să negociezi cu ăla cumva să ți le trimită. Să fim serioși. Că până la urmă, dacă ești un bun manager, găsești 200, o variantă. Au cumpărat și 200 de moși la 50 de bani bucata. Nu era asta o problemă. Adică... Adevărat. Dar eu mă refer la justificarea pe care o privește publicul în mod normal. Și eu ți-am spus că justificarea nu stă în picioare și să găsească alta. Dar n-am vrut eu să spun asta. Da, să găsească alta. Așa. Chestia e că în tot contextul ăsta, logic că s-ar găsi bani și pentru podul de pontoane de la Luzca. Întrebarea mea este de ce nu se vrea? O întrebare la care n-am răspuns și nu cred că ai nici tu deocamdată. De ce n-ai vrea să faci podul ăla de pontoane? De ce preferi să-i chinui pe oamenii ăia să meargă pe o așa zisă rută ocolitoare? Care așa e periculoasă din foarte multe puncte de vedere. Păi, Alex, să știi că... Dar cu ce îl deranjează pe șeful Consiliului Județean? Că banii, dacă guvernul dă bani. Dă banii. Guvernul vin de la Ministerul Dezvoltării, fostul de urgență, de exemplu, da? Eu cred că se teme că dacă vin militarii și fac podul de pontoane, nu se mai vede pancarta aia cu realizare. Cu fapte nu vorbe. Probabil vrea să rămână acolo, pe vecie treabă. E posibil, dar s-ar putea să gândească să facă proiectul ăsta în apropierea alegerilor, băi. Vă facem pod de pontoane, uitați. Pac, v-am mai făcut un pod, se prăbușește și ăsta. Se pierde din impact dacă tu faci acum și alegerile sunt peste 2 ani. Uită lumea și lumea o să spună, uite, fapte nu
vorbe. Nu am făcut podul de ponton. Când văd imaginea asta, mă strânge spate. Asta este marea realizare, una dintre marile realizări. Nu, Daniel, asta e România. Asta e imaginea României. Deci crede-mă că vom vedea astfel de prăbușituri. Le vom vedea în următorii 10-15 ani, o să devină, știi, știrile alea care vin de pe la poliție și de pe la pompieri? Polițiștii din cadrul secției de poliție, nu știu ce, pompieri din cadrul detașamentului de pompieri au făcut nu știu ce. A mai căzut un pod. A mai căzut un pod, așa. Da, na, noi am mai discutat. Sau un bloc, sau... Oamenii s-au plictisit de acest subiect, noi nu ne-am plictisit, o să-l urmărim, oricum informații vor fi din ce în ce mai puține, mai puține, pentru că asta e ancheta. Cert este că spre direcția aia merge concluzia. Și cred că acolo să se dezlege motivele, cauzele care au stat la baza acestei nenorociri, și anume faptul că au venit și au aruncat, au pus beton acolo. Nu din vina constructorului, am înțeles că ăsta a fost proiectul, au spus că trebuie să întărească calea de rulare sau nu ce dracu au avut în cap, și n-au făcut decât să-l îngreuneze în condiții în care podul are aproape 50 de ani. Șufele erau ruginite, am văzut niște fotografii, te îngrozește efectiv. Eu nu știu cum s-au putut apuca cei oameni de treabă fără să verifice. Primul lucru pe care trebuia să-l facă la mintea cocoșului, zic și eu, bă, verificăm cum sunt șufele. Mai degrabă venim cu niște piloni, că era una dintre variantele propuse, cea mai bună din punctul meu de vedere, nu să mai punem 20 de, nu știu câte zeci de tone de beton și asfalt peste. Da, o să eu acolo cred că a fost o chestie care ține de mentalitatea românească. E expresia aia în care vine meseriașul, vede lucrarea efectuată în urmă cu foarte mulți ani, știe cum se făceau lucrările pe vremea aia și zice, aha, asta n-are moarte. Da, încă da? 50. Eu cred că la fel au venit, s-au uitat la pod și au zis, avem varianta 1, varianta 2 de lucru, dar ăsta n-are moarte, nu. Hai să-l tincuim un pic. Să punem niște beton? Punem niște beton, niște nu se întâmplă nimic. Deci nu pot, n-are încă 50 de ani. N-are moarte. Nu o să mai fim noi pe fața pământului când o să se prăbușească podul ăsta. Da, Alex, vreau să spun că am fost săptămâna trecută în partea concediu. De vest. Nu, în concediu. Am fost nevoit să ies din județ și m-am dus spre zona Târgu Mureș și am ajuns exact acolo unde ar trebui să se unească A8-ul, autostrada A8, cea care ar trebui să plece de la Iași, trebuia să fie deja începute lucrările. Ei, Iași, da, Târgu Neamț, Harghita, pe lângă Gheorgheni, pe acolo, pe la Joseni, dacă nu mă înșel, și Târgu Mureș. Și am trăit o senzație fericită de mult, am mai fost pe autostradă, noi suntem proștii României, ăștia din Moldova, și chiar îl rog pe Bogdan să ne dea harta aia. Asta este realitatea, Alex. Eu nu știu. Dar de eu ce? Nu știu, aș propune... Îți păream surprins? Sau nu, cumva? Surprins, dar vezi că, apropo, că te obișnuiești, obișnuindu-te, nu-ți dai seama. Bă, zici, lasă că așa este normal. Asta este harta cu autostrăzile din România. Noi ce avem în zona Moldovei, nu știu. E clar că e ceva în regulă cu noi. E clar, nu cu noi. E clar că e ceva în regulă cu ăștia care ne reprezintă prin Parlamentul României. Deci în 30 de ani s-au construit bine. Când avem nici 1000 de kilometri construiți, asta este altă poveste. Am avut bucata aia de pe vremea Ceaușescu, Pitești, București. Dar iată, în Dobrogea, în zona de sud, e o bucățică, iată că se duce, e în proiectare și în zona aia spre Slatina, Craiova, dar uite-te în Transilvania, acolo avem ceva. Și am mers pe o bucățică aia de Târgu Mureș spre Cluj, o autostradă care arată foarte bine și mi-am dat seama cât suntem de înapoiați noi aici în Republica, era să zic, în Moldova, și vai de capul nostru, și vin unii și alții care ne promit mare acusare că o să facă, că o să dragă, că o să ne facă autostrăzi, că o să avem A7, că o să avem A8, și iată că nici acum în 2022 nu avem absolut nimic. Uite și tu cum este. Doar acolo o chestie mică, era să zic eu cam ce ar putea să reprezinte, dar mă abțin, un apendice, A7 este centura Bacăului, făcută de foarte bine, am înțeles, de Umbrărescu, constructorul Umbrărescu, și în timp foarte scurt. Da, de fapt asta e imaginea neputinței din punctul meu de vedere. Eu am o explicație. Te rog. Pe cuvântul meu, am o explicație. M-am gândit un minut la explicația asta. Știi că acolo unde sunt autostrăzi, unde este infrastructură, este și industrie, sunt locuri de absolut, muncă, sunt salarii, absolut. Investitori, e de treabă. Da? Moldova n-are. Așa este. Asta înseamnă că Moldova pierde la capitolul investitori, da? Pierde la capitolul industrie, la capitolul logistică, transport, forță de muncă, toate salarii, capitole. Tot ce vrei tu. Dar eu cred că toată acțiunea asta este una deliberată, cred că până aici suntem de acord, da, cu explicația mea, dar e pentru un singur motiv. Guvernanții vor ca moldovenii, oamenii din toată zona asta a Moldovei, să fie
viitorii români de frunte, știi, ăia care o să muncească. Și ei ne lasă acum să ne odihnim. În timp ce restul țării muncește, da? Noi stăm, ne odihnim, ne relaxăm, ne nu știu ce, facem petreceri mici, grătar, mergem la mănăstiri prin hârtoape, dar mergem, înțelegi? Nu conducem cu viteză, nu supra-solicităm mașini, bă, stăm cu minți, molcom, da? Noi suntem viitorii clujeni, dacă vrei. În timp ce ăia muncesc acum, că au nevoie să muncească, au autostrăzi sau treabă. Și când ei obosesc, vin parlamentarii și zic, moldovenii, hai! Vă facem repede autostrăzi de toate, hai la muncă băieții ca să munciți pe restul țării, bă, să ridicați pip. Eu asta cred că vor. Acum doar ne protejează. Stea moldovenii cu minței, mai muncesc prin Italia, mai ales se descurc. Nu ți se pare o variantă? Să știi că cealaltă variantă e că nu le pasă de Moldova. Explicații sunt multe. Da, nu cealaltă variantă e că nu le pasă de Moldova și alegem. Cert este că avem o căruță de reprezentanță în Parlament și chiar mă gândeam la un moment dat. Da, asta este Moldova. Deci bucățica de autostradă, de fapt, asta este. Nu mai e metrul domnul de la Suceava, îmi scapă numele, care a făcut metrul de autostradă, cam seamănă. Da. Bine, sunt câteva zeci de kilometri acolo, dacă nu mă înșel, dar asta este imaginea neputinte și mă gândeam că dacă n-am fi avut reprezentanță în Parlamentul României, cu banii pe care au încasat ăștia, nu, 32 de ani, senatori, deputați, care au plecat de toate județele Moldovei, cu pensii speciale și așa mai departe, pe cuvântul meu de onoare, dacă nu aveam 100 de kilometri de autostradă. Știi care e faza cea mai nasoală? Ce au făcut oamenii ăștia? Doar nu le-i rușine? Că se prezintă, mă scuze, se duc ei pe la fel, tot felul de, inclusiv în concedii. Domnul deputat Vasilică Suciu de Neamț. O, extraordinar. Mie mi-ar fi rușine să spun că am fost sau că sunt deputat din Neamț sau senator din Neamț. Eu l-aș întreba, bă, cu ce te lauzi tu? Ce ai făcut tu? L-am văzut pe domnul Bulai că transpiră prin trenuri. Ai văzut? Transpiră și dă șpagă, cere șpagă. Nu-l recunoscut. E, da, domnul să Bulai, spun, să știți că șpagă... Transpiră prin trenuri. Eu am înghețat în tren. Dar în Neamț... Pot să-ți spun că am înghețat în tren de la București la Român. Ai observat un lucru? Domnul Bulai n-a spus niciodată despre șpagele din Neamț, nimic. El spune despre șpaga de 10 lei a nașului care i-a cerut-o în tren, dar nu l-a recunoscut. Domnul Bulai, spune cu ce se confruntă. Nu, Daniel, Iulian Bulai spune lucrurile cu care se confruntă. El dacă nu prea stă prin orașul Roman, ce vrei să-ți spune despre orașul Roman? Să mai informeze din la presă. București. Din presă, mai citești un ziar local, mai vezi ce se întâmplă. O să mă abțin în ceea ce îți întreb primarii, îți întreb consilierii județeni. Păi eu nu l-am auzit să mai ia atitudine față de vreo acțiune. Ia uite, zice cineva așa. Niciodată. Fii atent, zice cineva așa. Eu am ajuns acum de la un spital din București și am folosit medicamentele mele, mi-am cumpărat unguentul și pentru că am avut o răsură urâtă a pielii, am fost trimisă și la spitalul de Arș, unde am beneficiat de îngrijiri excepționale de la un tânăr doctor și o asistentă. Am cumpărat feșe, comprese, unguent, oximet, betadină, rivanol, trebuind în câteva sute de lei. Deci a avut parte numai de mână de lucru. După aia, la CPU Roman, am primit îngrijiri, tratament adecvat, gratis, eu iau și anticoagulante, doctorii de gardă și asistenta fiind profesioniști și extraordinar de amabili. Corect, așa este. Vezi, se poate. Dar nu putem. Vezi, nu. Se poate nu, și deci, bine. Nu, e clar, nu putem generaliza. Noi am spus că bate vânt de criză. Dar se cu atât, simte, cu atât mai mult. Nu crezi că Ministerul Sănătății ar trebui să știe lucrurile astea? Că ei trimit chestionare, bine, în mod aleatoriu, către pacienți care au fost internați, le trimit așa să este, completeze un fel de chestionar prin SMS, o mizerie de chestionar. Dar ei poate să introducă acolo niște neu. Bă, ai cumpărat medicamente și când vezi că ai 17 pacienți care în săptămâna X la spitalul Y ți-au răspuns că au cumpărat medicamente, trimiți corpul de control. Direct acolo. Fără anunțat, fără nimic. Bună ziua, uite, lumea cumpără medicamente. Alex, de ce? Ia arată bugetul. Alex, ce corp de control? Ei n-au trimis corpul de control. Da, au corp de control. L-au trimis la Roman când am făcut scandal. Nu, dar nu au trimis corpul de control la ambulanța Neamț nici acum. Eu am ancheta DNA-ului, ce-i drept. Dar examenul a trebuit să fie anulat. Eu tot cred că parte din șpaga aia a plecat spre București. Dar timpul nu este pierdut. O altă parte a rămas pe Neamț. Poate o să ne spună procurorul de Neamț. Problema știi care e? Eu aici vreau să ajung. Uite, vezi exemplu dat de telespectatoarea noastră. E în felul următor. Sunt spitale unde lucrurile merg ok. Și sunt spitale în care nu. Dar toate spitalele sunt subordonate aceluiași minister. De ce? În anumite zone merge bine și în anumite merge prost. Nu, e vorba și de management. Uite, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț este în subordinea CJ-ului. Finanțarea e de la Consiliul Județean.
Spitalul Municipal de Urgență Roman e subordinat primăriei, e finanțare de la municipiu. Bine, că aici sunt investiții, salariile vin de altă, pe altă parte zonă. Și finanțarea exact. Per caz rezolvat, mă rog, utilitățile în altă parte, medicamentele în altă parte și așa mai departe. Da. Eu cred că ține de management. Să știi că a fost o perioadă foarte bună pentru spitale. Am avut și eu de a face cu spitale și n-am cumpărat niciun medicament și fără să mă cunoască lumea că uite cine nu. Sub nicio formă n-a existat, n-au existat discuții de genul ăsta. Am avut persoane în familie, marbate Dumnezeu să spun, la fel, fără niciun fel de intervenții, fără absolut nimic, tratate corespunzător cu medicamente, cu tot ce trebuie. Noi am spus în seara asta doar că există informații că bate vând de că criză, se termină banii. Că se termină banii și e o problemă. Și ne-am gândit dacă nu cumva ar trebui ca anumite lucruri să renunțăm ca să avem grijă de ceea ce ne interesează. N-a spus nimeni că ajungi la CPU, la Roman și ești bătaie de joc sau la UPU, la Piatra Neamț. Și acolo am ajuns cu niște apropiați care au fost la fel bine tratați. A, că se întâmplă cu actul medical după aceea pe secții diverse lucruri, că oamenii sunt nemulțumiți, mai ales că mulți dintre noi suntem acum. Poți, nu poți compara cei pe secții cu cei într-un centru de primiri urgențe, unde trebuie să-l salveze pe om. Și nu-i cazul meu. Știi că în România, în ultima perioadă, mai ales de când avem internet, avem foarte mulți doctori Google. Adică toți sunt specialiști, dacă ai văzut, așa eu mă abțin. Eu nu mă pricep, spun că nu mă pricep, recunosc, îi las pe la care se pricepe, am încredere în el, dar la noi ai văzut că din 10, cel puțin 5, știu, cunosc ce a făcut, bine, ce a trebuit. Bine, pe noi ne-a și pregătit perioada asta cu COVID-ul. Am devenit specialiști în COVID și după aia specialiști în medicină. Poate, dar suntem și în politică și în economie. Da, suntem pe drumul cel bun. O țară de specialiști. Da, s-ar putea la un moment dat, uite, când simțim infarctul, nici să nu mai mergem la spital. Băi, fac infarct. Le tratăm singuri. Da, nu, dar nu-i mai tratăm, nu. Doar zicem, băi, fac infarct. Și gata. Adică măcar te-ai autodiagnosticat corect. Uite, m-a știut, bă. Da, m-a știut, bă, ce l-a luat, mă. Ce înseamnă, ce înseamnă să te informezi cum trebuie și de unde trebuie, doctorul Goagă. De surse oficiale. Mă gândeam acum că mai aveam o temă. Mai aveam o teamă, nu? Am văzut că nemții se pregătesc pentru iarna asta, apropo de ce fac ai noștri. Ai noștri nu fac nimic. Și sfatul nostru, dacă putem să ne primim să dăm sfaturi, cred că fiecare dintre noi trebuie să ne gândim foarte serios. Mergem la tăia de lemne? La ce se întâmplă, da. Ce să facem? Murim de frig? Face țăpuși, nu? Să le facem grătare, să nu murim din foame. Pentru grătar, dar nu intră în discuții. Deci nemții se pregătesc de iarnă. Am văzut că inclusiv vor să facă niște spații din astea comune unde să fie cazați cei care vor avea probleme cu banii să se încălzească. Adică oamenii se gândesc la ce se va întâmpla. Uite, mi-ai adus aminte o chestie. Scuză-mă că te rog, dar nu-i nicio problemă. Mă uitam la fostele centrale termice de cartier de prin orașul nostru. Unele dintre ele au fost preluate de-a lungul timpului de diversi oameni de afaceri locali, au făcut niște chestii în ele, dar unele au rămas fie preluate, dar neutilizate de-a lungul timpului, fie probabil nepreluate. Habar n-am care e situația lor, juridic vorbind, la ora actuală. Și sunt unele centrale termice, foste centrale termice de cartier, lăsate așa, de izberiște. Și mă uitam la suprafața lor. Mă uitam la faptul că pe alea, dacă te-a pus să le renovezi cât de cât, poți crea, exact ce ziceai tu acum, niște camere în care oamenii care la iarnă sau general în orice iarnă au probleme de bătrâni, bolnavi, de viață, da, probleme financiare, să poată fi cazați în acele locații care să fie încălzite cu o centrală termică un pic mai deșteaptă, achiziționată de primărie. Și acolo ai o capacitate de cazare destul de mare, că alea au fost zita mai huidume centralele alea, știi? Adică noi nu avem decât Casa Speranței la ora actuală, dar se mai pot face încă vreo 5 case ale Speranței prin orașul Roman. Și chiar mă gândeam la chestia asta zilele trecute și mi-ați aminte acum că mi-ai zis de treabă cu nemții. Să știi că acele centrale cred că nu sunt ale nimănui, ca să spun așa. Sunt convins, dar mă gândesc că dacă 20 de ani de când le-au preluat de la domnul Cărpușor, nu s-au apucat să facă nu știu ce. Cu doi bănuți, primăria trebuie corect, dar nu s-au apucat să facă nimic cu ele și primăria trebuie să spună, băi, dă-o încoa. Ar trebui să intervină, să zică, băiene, și ceva, ori o renovezi, ori dacă nu, du-te și vezi de treabă, ori îți măresc taxele și impozitele pentru că arată cum arată. Și sunt foarte multe situații în țară. Și ele pot fi transformate, deci. Nu mai avem timp, din păcate. E bine că nemții se gândesc la lucruri. Se gândesc, da, se gândesc la... Au scenarii... Treabă nemțească, vorba aia. Au scenarii negre. Dar știi cum e, uite, n-am inventat noi bicicleta, hai să ne uităm în curtea lor, hai să vedem ce fac ăia. Pe noi ne-a asigurat domnul Ciucă. Știți că domnul Ciucă nu știe că noi avem rafinării în țara asta. Vă dați seama, cred că este
mai jenant decât jenantul. Nu vreau să spun altceva, dar tu, ca premier al României, mare general cu nu știu câte 70.000 de stele, luptător prin Afganistan, ce-a făcut el pe acolo, să nu știi că tu ai în România rafinării și câte rafinării ai. Băi, și tu ce... ca tu, dar consilierii tăi să consilierii spun. Tăi. E ceva de noaptea minții. Nu mai spun că ar fi trebuit să plece secunda 2, dar ce să plece? Ei stau acolo, sunt atârnați, sunt prinși de scaune și nu-i mai dezipește. Lasă, nimeni. Daniel, că domnul Ciucă transpiră indiferent de anotimp. Bine, o să ne încălzim pe baza lui. Și domnul Ciolacu, am văzut că să-i fie ursulețul și... sănătos, da. Da, foarte sănătos. Punem punct aici, domnul Alex. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu frumos pentru invitație. Și noastră, stimați spectatori, să aveți o seară bună. La revedere, numai bine.